Un sondaj de opinie realizat zilele acestea la cererea Newsweek, România, arată că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă vor intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. PSD are 31%, iar PNL este creditat cu 20,5%. Sunt primele două partide din acest sondaj. Și în Mehedinți lucrurile stau la fel în urma unui sondaj realizat la comanda PNL. Aș vrea să închei subiectul cu turul 2 cu George Simion. Acesta este un scenariu ipotetic, să nu creadă cumva cei care ne urmăresc acum că se va întâmpla acest lucru. În toate sondajele pe care noi le avem, turul 2 este între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Și asta va însemna că PNL prin Nicolae Ciucă va câștiga președinția României. Asta ca să închidem acest... Mă uitam chiar acum, apropo de sondaje, la un sondaj care este publicat pe newsweek.ro. PSD 31, PNL 20,05, adică clar nicio emoție pentru prezidențiabilul PNL în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Nu, nu avem absolut nicio emoție. Vă pot spune că am încheiat un sondaj în Drobeta, Turnul Severin, pe 1430 de subiecți, intervievați față în față, în aproximativ toate secțiile de votare din Drobeta, Turnul Severin, și rezultatul este asemănător rezultatului alegerilor locale. Avem un PSD cu 40%, un PNL cu 22%, un AUR cu 10%, un USR cu 5%. În rest, toate sunt sub 5%. Iar la prezidențiabil avem un Marcel Ciolacu cu 36%, un Nicolae Ciucă cu 18,5%, un George Simion cu 10%, atât are George Simion, un Mircea Joană cu 5,6% și o Elena Lasconi cu 5,5%. Asta este sondajul real pe 1436 pe Drobeta, Turnul Severin. Un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale la comanda Newsweek România arată favoriții din turul întâi al alegerilor prezidențiale, care vor avea loc în 24 noiembrie. La întrebarea, pe 24 noiembrie vor avea loc alegeri prezidențiale, cu ce candidat veți vota în primul tur de scrutin? Răspunsurile au fost: Marcel Ciolacu de la PSD 23,4%, Nicolae Ciucă de la PNL 17,1%, George Simion de la AUR 16,1%, Elena Lasconi de la USR 14,7% și Mircea Joană, candidat independent, 10%. Invitat la emisiunea Față în Față, liderul PNL Mehedinți, Virgil Popescu, a acuzat înțelegeri subterane la nivelul județului între PSD și AUR. La nivelul județului Mehedinți, și am spus-o încă din alegerile locale, când a venit George Simion atunci cu elicopterul și a aterizat lângă Drobeta, Turnul Severin, atunci a venit și a barafat o înțelegere, a venit acum tot cu elicopterul, pentru că el este om din popor și a mai fost acum câteva, o săptămână trecută a fost la zilele vinului, parcă, sau mustului în Severin, a venit tot cu elicopterul, se plimbă cu elicopterul, a început să-i placă luxul domnului George Simion, e băiat din popor. A parafat clar o înțelegere la nivelul Consiliului Județean, este înțelegere între PSD Mehedinți și AUR Mehedinți. Preferata domnului președinte al PSD Mehedinți pentru postul de vicepreședinte este doamna Doinița Chircu, pensionarea de la muzeu, cum îi spun eu. Observ o înțelegere din ce în ce mai bună între PSD Mehedinți și AUR Mehedinți. Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică 24 noiembrie, iar turul al doilea se va organiza în 8 decembrie.